Salut! Bine ai venit din nou pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să discutăm un caz interesant de șold. Interesant, nu foarte greu. O să îți prezint și noua mea jucărie, platforma Medicai, la care mi-am făcut cont și pe care o folosesc intensiv, atât la servici cât și de acasă. Asta este șoldul văzut în secțiune, în care există acest ligament care se cheamă ligamentul teres, care este un ligament rotund din foseta ligamentului rotund de la nivelul capului femoral până la nivelul acestei fosete de pe fundul cavității acetabulare din această fosetă semilunară se numește. Hai să discutăm despre jucărie. Da, deci medicai.io, am cont de medic. Mă loghez cu datele mele. Dacă ești pacient, deși e mai puțin probabil să fii pacient și să fii pe canalul meu de YouTube, dar dacă ești pacient, poți să-ți faci cont de pacient. Și intrăm în caz. Observăm că aici există documente, dosarele mele, da? Și există toate investigațiile. Un dosar poate să aibă mai multe investigații, da? Sunt mai bine grupate pe investigații dacă le cauți în dosar. În dosar poți să ai imaginile în format DICOM și pe care le putem vizualiza. Aici e o radiografie, aici e un RMN. Le putem vizualiza cu viewer-ul încorporat. Putem să avem documente, să adăugăm PDF-uri, imagini, filmulețe, hârtiuțe. În acest caz nu avem. Aici, în partea dreaptă, este dedicată chat-ului. Hai să începem totuși cu radiografia întâi. Ce observăm pe radiografie? Că există o îngustare marcată a spațiului articular de partea stângă, comparativ cu partea dreaptă. Practic, coxartroză, bănuim că nu mai există cartilaj absolut deloc aici, osteofite marginale și pe pacient îl doare, durere agravată în ultima vreme. S-a făcut o rezonanță magnetică, o examinare prin rezonanță magnetică. De ce? Datorită agravării durerii, în condițiile în care totuși pacientul este candidatul pentru protezare completă de șold, proteză totală de șold. Și să vedem cum arată acest șold. Se confirmă faptul că nu mai există cartilaj, că există os pe os la nivelul șoldului stâng, mai ales pe secvențele eco de gradient vedem absența de cartilaj aproape completă pe această parte a capului femural și tavanului acetabular, că de partea dreaptă încă mai există cartilaj, deși el este cu grosime scăzută și cu suprafață neregulată. Vedem osteofitele marginale, atât inferior cât și superior și lateral. Și ce observăm? Vrem să știm care sunt cauzele durerii pacientului și le putem aprecia în modul următor. De ce îl doare pe pacient? Păi sunt două motive. Odată e lichidul, care denotă sinovita, pe care o vedem prin îngroșarea sinovialei la acest nivelul acestui reces. Și în al doilea rând vedem edem intraspongios de o parte și de alta a spațiului articular, atât în capul femural cât și la nivelul tavanului acetabular, care denotă că osul suferă datorită lipsei de cartilaj și datorită microtraumatismelor permanente din timpul mersului și susținerii greutății corpului. Iar ca o descoperire, să zicem, întâmplătoare, este absența ligamentului teres de care vorbeam mai devreme. Observăm că de partea dreaptă el există aici, ca o mică bandă pe fundul cavității acetabulare. S-ar vedea mai bine dacă examinarea ar fi fost făcută cu picioarele în rotație externă, ceea ce ar fi întins acest ligament și l-am fi văzut cumva aici. Însă este destul de ușor de apreciat că această fosetă este goală sau, mă rog, plină cu lichid, dar fără conținutul acelui ligament și că aici probabil că este o urmă din acest ligament. În concluzie, coxartroză avansată cu absența cartilajului, cu osteofite, cu hipertrofia de sinovială, deci sinovită și cu ruptură de ligament teres. Ce mai vreau să vă arăt este că la partea asta de chat putem să punem imagini pe care vedem că am făcut deja aici un test. Dacă pui o imagine cheie în chat,
ea este de fapt un link către imaginea din examinare. În clipa în care dai click pe ea, te va duce în stack la locul respectiv, ceea ce înseamnă că poți să faci o comunicare și o colaborare mult mai ușoară cu colegul cu care discuți acest caz, pentru că el poate să pună sau tu poți să pui imagine cheie acolo și poți să discuți mai ușor. Da, uite, nu mai zici imaginea 13 seria 7, nu, pui exact imaginea 13 seria 7 și în clipa în care vrei să vezi mai în față sau mai în spate, derulezi pur și simplu imaginile de la acea imagine încolo. Mi se pare o funcționalitate foarte importantă care ușurează foarte mult colaborarea pe caz, pentru că aici, deocamdată sunt doar eu pe acest caz, dar aici se pot adăuga medici care vor vedea și aceste cazuri. Reamintesc, sunt pe un câmp, pe un workspace în care toate cazurile sunt anonime. Odată ce ele sunt urcate, ei sunt automat anonimizate, deci fără riscuri de a dezvălui datele pacientului într-un mod nedorit. Altă funcționalitate importantă este acest link pe care îl poți activa sau dezactiva. Odată activat, el oferă niște opțiuni. Cu un acces limitat, poate să ofere doar persoanelor care au cont în Medicai sau oricui are acest link. Voi da oricui are acest link. Ok. Poți să copiezi acest link și să îl trimiți. Cum voi face eu, probabil, pentru acest tutorial, îl voi adăuga în comentariile de pe canalul de YouTube. Și în felul acesta veți putea să îl accesați, să accesați imaginile direct și să studiați cazul în format DICOM. Cum anume? Click pe link sau copy-paste. Când voi da click pe imagine, pe examinare, mă va duce direct la viewer în care eu pot să văd această examinare. Da? La fel și cu cealaltă. Deci, practic, în felul ăsta se poate share-ui foarte ușor un caz anonimizat, se poate trimite pentru second opinion, se poate trimite pentru un sfat, se poate face echipă multidisciplinară. Sigur că ideal e ca echipa multidisciplinară să fie, să regăsească pe același câmp, da, cum e acest timp anonim, dar în cazuri în care, spre exemplu, pacientul dorește să-și trimite examinarea în altă țară către un centru specializat, poate nu va mai fi nevoie să trimită CD-ul, ci va putea să trimită doar acest link. Îți mulțumesc, cam atât pentru astăzi, îți mulțumesc că m-ai urmărit. Dacă crezi că îți folosește această platformă, fă-ți un cont și utilizează-o. Dacă nu, utilizează în continuare platformele pe care le preferi și toate cele bune.